drăguț ești! Ce-ați luat voi de aici? Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi am fugit de caniculă și de căldura din oraș și am ajuns la Rânca. O să urcăm pe Transalpina, o să vizităm câteva obiective turistice și o să vă arătăm frumusețea acestui traseu. Suntem în zona releului de la Rânca, de aici se pot face câteva trasee de drumeții, se poate campa, se poate admira frumusețea și măreția acestor munți. Se vede acolo în depărtare Rânca cu vilele și căsuțele frumos colorate. Este una dintre cele mai spectaculoase și pitorești șosele din România, traversând munții Parâng din Carpații Meridionali. Ne poartă prin locuri deosebite, cum ar fi stațiunea Rânca, situată la aproximativ 1600 de metri altitudine, o stațiune ce oferă facilități pentru sporturi de iarnă, drumeții și alte activități de recreere. Acest traseu avem parte de priveliști impresionante, peisaje montane uluitoare, văi adânci, păduri dense de conifere și pășuni alpine. Pe parcursul drumului, șoseaua șerpuiește prin curbe amețitoare și pante abrupte, dezvăluind la fiecare cotitură panorame noi și spectaculoase. Transalpina are o istorie bogată și fascinantă, îmbinând legende și fapte istorice. Cunoscută și sub denumirea de Drumul Regelui, aceasta a fost folosită inițial de ciobani pentru a trece cu turmele lor de oi dintr-o parte în alta a munților. Drumul a fost cunoscut încă din perioada dacică, fiind utilizat ca rută de tranzit între diverse așezări. În perioada romană a fost îmbunătățit, iar mai târziu nemții au consolidat și extins acest traseu, dându-i o importanță strategică. Aici o frumoasă cascadă ce poate fi admirată chiar de pe Transalpina.
Transalpina a căpătat o nouă dimensiune în timpul domniei regelui Carol al II-lea al României. În anul 1930 au început lucrările de modernizare și pavare la Ordinul Regelui, de unde și denumirea Drumul Regelui. Construcția a fost realizată cu ajutorul muncitorilor locali și al armatei și a avut scopuri atât militare cât și turistice, facilitând accesul la zonele montane izolate și având un rol defensiv în contextul geopolitic al vremii. Filmează aici, la tuci. Hai, pregătește cântarul. Nu știu, că noi banii pregătirea. Ce drăguț ești! Ce da, aia e prima cutie, din aia să ne băgăm? Ce ați luat voi de aici? Tocan? Aia mai veche, da, e prima de tocan. Hai România! Hai da! Și am trecut pe la prietenii noștri pe la stână să luăm brânză, urdă, smântână. Iar acum ne continuăm traseul. Mergem la Obârșa Lotrului, coborâm pe Voineasa, Brezoi și drumul spre casă. Obârșa Lotrului, punctul de întâlnire între munții Latoriței, Parâng și Șureanu.
Atât ajunge de poză. Uite-te în coacea. Uite-te măcar de scoară. Ce puteți să spuneți despre acest lac? Foarte frumos. Super, super, super. Veniți aici la pește, veniți la distracție, foarte veniți frumos. La timp liber. Veniți aici. Foarte frumos și foarte mare. Unde e denule peștele? Iată, sunt, e tragerul ăsta. Dar e mare, mare. Unde e trasul?